Comuna Cincu se poate lăuda că are de acum un muzeu al tradițiilor populare. Recent, autoritățile locale au organizat un eveniment inedit menit să scoată în evidență tradițiile locului. Mai întâi au pregătit muzeul cu tradiții românești și săsești. Au scos din unghiere prăfuite războiul de țesut al bunicii, hainele populare pe care sătenii le îmbrăcau în zile de sărbătoare acum 100 de ani, obiecte și ustensile folosite în gospodărie, icoane pe sticlă, velințe și covoare. În muzeu există și un loc special amenajat pentru fiii satului. Mulțumesc tuturor oamenilor din Cincu care au donat obiecte din casă care în frumul ăsta le-am pus în evidență. Mulțumit că am reușit să facem două colțuri, unul românesc și unul săsesc. Și sper ca să devină, să continuăm această tradiție cu icoană pe sticlă, să redeschidem cercul de pictură pe sticlă la Cincu și să continuăm cu alți copii care să își pună în continuare tablourile de pereți. Muzeul satului își dorește să amintească oamenilor locului cât de importantă este istoria locală. Este o mare onoare pentru mine să fiu invitat aici, ocazie atât de importantă pentru comunitatea dumneavoastră, atât de importantă pentru locuitorii, de ce nu până la urmă, a locuitorilor din Țara Făgărașului. Este foarte, foarte important și trebuie să remarc faptul că perpetuarea tradiției românești se regăsește aici, în acest muzeu, datorită strădanilor doamnei Barbu, doamnei învățător Barbu, domnului primar Suciu. Este un lucru extraordinar de frumos. Faptul că românii au trăit atâția ani de zile alături de Saș, iată că cele două tradiții, cele două culturi se întâlnesc în aceste încăperi atât de frumos organizate de către dumneavoastră. Sărbătoarea culturală de la Cincu a adunat localnici și turiști deopotrivă. Cu toții au vizitat muzeul și apoi au participat și la târgul tradițional. Noi avem o tradiție la Cincu de icoane pe sticlă și inaugurăm muzeul de icoane pe sticlă și obiecte vechi din comuna Cincu. Pentru a se vedea, s-a continuat tradiția pentru icoane și obiecte vechi. Vă invităm să le și filmați. 100 de icoane pe sticlă au fost scoase la lumină și expuse publicului. Tablourile sunt pictate de-a lungul timpului de copii din Cincu. Am fost onorată că am fost invitată de către domnul primar să particip la inaugurarea acestui muzeu. Felicit pe domnul primar și comunitatea din Cincu că au reușit să organizeze un muzeu al comunității din Cincu, comunitate trăitoare într-un spațiu multicultural și multietnic, și acest lucru se reflectă și în această expoziție pe care ei au prezentat-o. Un patrimoniu unic care definește comunitatea de aici, un patrimoniu care spune despre ceea ce a fost comunitatea din Cincu pentru a-și clădi un viitor. Pentru a ne clădi viitorul trebuie să ne cunoaștem în primul rând trecutul. Trecutul care se reflectă în acest muzeu pe care astăzi l-am inaugurat împreună cu domnul primar. Intrarea la muzeu este gratuită. Toată lumea s-a înghesuit să admire exponatele. Și târgul tradițional a fost la mare căutare. Pentru că s-a bucurat de un real succes, evenimentul se va organiza anual, în ultima zi de duminică a lunii septembrie.